Prieteni, astăzi vom vorbi foarte pe scurt. Mă tem că oarecum insuficient. But I take my chances. Dar încerc. Despre post. Ce este postul? Când apare? De câte feluri e? Mă rog, întrebări în jurul postului. Să știți că practica postirii, postul înțeles ca înfrânare. Înfrânare de la lucruri care ne fac o deosebită plăcere. Înfrânarea de la împlinirea unei voințe, unei dorințe, voințe, voiri considerate legitime. Împlinirea unei dorințe gastronomice. De cele mai multe ori astăzi postul e redus, privit reducționist, redus doar la înfrânarea de la unele bucurii pe care ni le-ar aduce gustul sau mâncarea. Postul, cel puțin în biserica noastră, este o realitate un pic mai complexă. Postul face parte din viața curentă a credinciosului încă de foarte timpuriu. În Vechiul Testament găsim dovezi, găsim referiri la practica postirii. În Noul Testament, Mântuitorul Hristos ne învață, găsim în Evanghelia după Sfântul Matei, cum să postim. Numai că vedeți dumneavoastră postul necesar celui care crede. Postul nu e niciodată singur. Nu e niciodată singur, e însoțit de rugăciune și de fapte bune sau de faptele milosteniei. Mântuitorul Hristos, am făcut referire la Evanghelia Sfântului Matei, ne învață trei lucruri. Cum să ne rugăm, care să fie ținuta noastră, cum să postim, conținutul rugăciunii, postura în ținuta în timpul postului și milostenia. Trei lucruri absolut necesare. Dar de ce privește oarecum Mântuitorul Hristos simplist? Nu simplist, în mod simplu. Postul ca parte integrantă a vieții unui credincios, a unui nou israelitan. Pentru că postul adevărat era cunoscut de toți israeliții din vremea Mântuitorului Hristos, așa cum îl descrie profetul Isaia în capitolul 58 din cartea sa. Postul cel adevărat, postul care este bine plăcut lui Dumnezeu, jertfa cea bine plăcută care transformă viața proprie și realitatea comunității într-o realitate a împărăției cerurilor. Postul este, dacă vreți, nu doar un exercițiu practicat din când în când de înfrânare. Didahia vorbește de timpuriu. Avem texte din primele veacuri creștine care vorbesc despre post. Unul din aceste texte este Didahia și se vorbește acolo de două zile dedicate postului. Miercurea pentru trădarea, ziua trădării Mântuitorului Hristos, și vineri, ziua de vineri pentru ziua răstignirii lui, zile de doliu, zile de înfrânare. Înfrânare, să știți, nu doar de la alimente. Sigur, biserica a rânduit în timp mai multe posturi. Postul Sfintelor Paști. De foarte devreme, 40 de zile după chipul în care Mântuitorul Hristos ne-a arătat că a postit în Noul Testament, găsim în Matei, în Marcu, în Luca, postul și ispitirea. De ce avem nevoie de post? De ce avem nevoie de exercițiu? Păi, condiția noastră de ostașa lui Hristos este o condiție a celui gata, pregătit tot timpul de luptă. Avem nevoie de post pentru că postul are o grămadă de beneficii, nu doar în trup, ci din perspectiva sufletului. Vedem în referatul biblic cu privire la ispitirea Mântuitorului Hristos. Se pregătește pentru ispitire postind. Postul alungă răul. Postul care ne vlăguiește, trupește chipurile. Atenție, înseamnă flămânzire, nu înfometare. Înseamnă înfrânare de la. Înseamnă preluarea stăpânirii asupra trupului pe care mi l-a dat
Dumnezeu ca să, pentru că trupul este menit să slujească sufletului, minții, mintea sufletului și sufletului lui Dumnezeu. Postul, Sfântul Isaac Sirul ne îndeamnă să-l iubim, pentru că postul ca jertfă este prilej de înălțare a noastră către Dumnezeu. Postul, Sfântul Vasile cel Mare zice, postul adevărat este îndepărtarea răului din noi. Gândul rău, vorba rea, patima. Sfântul Ioan Gură de Aur la fel vorbește despre beneficiile postului și despre puterea postului. Iarăși Sfântul Isaac Sirul vorbește despre postul ca armă. Am văzut din Evanghelie, zice, cum alungă demonii. Pentru că dintr-un pasaj din Evanghelie, fiul lunatic, Mântuitorul zice, acest tip de demon iese cu post și cu rugăciune. Postul, o oportunitate, un exercițiu, o necesitate a noastră pentru nu doar binele fizic, ci mai ales cel sufletesc în dorința noastră de unire cu Dumnezeu. Pe curând!